Salut, sunt Andrei de la întrerupătoaretactile.ro și acum la final de an m-am gândit că ar fi cazul să fac un filmuleț cu câteva concluzii, câteva sfaturi, câteva păreri personale pe care mi le-am format de-a lungul anului și care ar trebui să vă ajute să realizați o casă extra smart în anul ce urmează. Pentru că anul ăsta a trecut deja, presupun că a fost un an interesant pentru toată lumea, nici nu are rost să discutăm și da, să trecem la treabă. și cel mai important lucru pentru a avea o casă smart reușită este nulul din dozele de aparat. Și ați crede că e o treabă foarte simplă, dar nu e așa, fiindcă am avut o grămadă de clienți anul acesta care au venit și s-au plâns că i-au explicat domnului electrician că ei vor smart home automatizări și da, au nevoie de nul în doză pentru treaba asta și când a fost gata instalația, s-au trezit fără nul în doză. Pentru că domnul electrician știe el mult mai bine, el așa lucră de când e el și nu a avut nicio problemă. No, și din cauza asta am decis că trebuie să fac o prezentare la nivelul ăsta. Da? Și avem fază, nul, nul de lucru. Ăsta albastru, nul. Da? Și împământarea, nulul de protecție care vin din tabloul general și toate astea ajung în doza noastră de aparat. Bun. După ce am ajuns cu fază nul și împământare în doza de aparat, trebuie să ajungem la corpul de iluminat. Aici o să avem nul, împământare, da? Corpurile de iluminat se leagă la nulul de protecție și în funcție de corpul de iluminat avem fază canal 1, fază canal 2. Deci practic întrerupătorul întrerupe faza pe firele astea două. Da? Deci din doza de aparat mergem la corpul de iluminat. Acum nu știm dacă o să avem un singur bec sau o să avem un candelabru cu două canale. A, și din cauza asta avem patru fire. Ok, și acum că avem treaba asta, putem să punem orice întrerupător touch, actuatoarele acelea Shelly, Fibaro, Sandricher, orice vrem noi, fiindcă avem nulul în doza de aparat foarte important să nu încurcați cele două fire de la întrerupător cu fază și nulul. Practic, întrerupătorul întrerupe faza, deci are fază intrare, fază ieșire. Dacă aveți două fire, nici urmă de nul în doza aia. OK, și dacă toți suntem aici, ar trebui să vă arăt rapid și partea de caps care cruce smart. Din punctul meu de vedere, cel mai simplu este să folosim actuatoare care se montează în doza de aparat în spatele întrerupătorului. Deci partea de smart și de întrerupător, practic îi asigurată de treaba asta, întrerupătorul nostru, butonul, da, devine un buton de comandă către acest actuator și da, actuatorul poate primi comanda asta de la câte întrerupătoare vrem noi. Practic e un sistem foarte asemănător cu cel cu teleruptor, releu pas cu pas. Da, deci o să avem actuatorul într o doză, primește comanda de la întrerupătorul care e montat în doza aceea, dar primește comanda încă de la un întrerupător sau câte întrerupătoare avem noi nevoie acolo. Și da, pentru treaba asta ar fi nevoie de două fire. Probabil vă întrebați de ce am pus aici patru fire. Fiindcă dacă te hotărăști pe urmă că vrei să pui taciuri, treaba se complică un pic și nu o să-ți ajungă cele două fire. Pentru că staciul are nevoie de alimentare. Deci ai fază nul și practic comandă intrare, comandă ieșire către actuator. Ok, să trecem la sfatul numărul 2, care cred că e destul de evident. Probabil vă întrebați că dacă avem atâtea fire și legăturile se fac în doza de aparat, mai avem actuatorul, întrerupătorul și, da, cum dracu în cap toate astea într-o doză de aparat normală. Păi, uh nu prea cap într-o doză normală și din cauza asta recomand să se folosească doze adânci. Cum dacă nu sunteți sigur că o să încapă nici în doza adâncă, am văzut la proiecte diverse pe canal că a prezentat ceva doze cu buzunar și da, deci găsiți soluții, dacă nu puteți folosi și doze de legătură, chiar nu contează cum gândiți treaba asta, atâta timp cât aveți firele necesare și toate chestiile astea în cap fără nicio problemă undeva numărul 2.1 ar fi să nu eliminați soluțiile wireless. În sensul că în ultima vreme au apărut o grămadă de soluții gen kinetic fără fire, fără baterie, le poți lipi pe perete unde vrei și da, se leagă un receptor înaintea becului, e o treabă mult mai flexibilă și poți să faci și o economie la cablaj. Adică gândiți-vă că eliminăm doza, întrerupătorul și mergem de la tablou direct la corpul de iluminat Înaintea corpului de iluminat legăm un Controller, receptor, actuator Cum vreți să-i spuneți Și treaba asta primește comanda de la un întrerupător wireless Care poate fi și fără baterie Gen kinetic Soluțiile acestea wireless oricum apar în situațiile în care, de exemplu, acoperi doza de aparat cu mobila. Sau au mai fost situații în care s-a uitat circuitul cap scară. Sau, da, mai rar se montează ușa invers și, da, ai întrerupătorul după ușă, ceea ce nu-i foarte plăcut. Pot să vă zic că sunt foarte stabile aceste soluții, nu trebuie să vă speriați de ele și deja încep să apară și de la producători renumiți gen Finder sau Vimar care oferă 10 ani garanție pe aceste produse. și am ajuns la sfatul numărul 3, care e încearcă să separ smartul de nesmart. Acum știu că sună cretin, dar practic exact treaba asta am făcut-o înainte, când am tras fază nul în pământare în doza de aparat și ne-am dus spre bec și în loc să punem un întrerupător taci cu Wi-Fi, da? deci ăsta e și întrerupător, îi și smart, așa, am ales să punem un actuator și un întrerupător de ăsta auriu frumos care practic e butonul de comandă către actuatorul nostru. Și de ce am făcut bine ce am făcut? Pentru că configurația aceasta îți dă o anumită flexibilitate. Să presupunem că peste 5 ani te plictisești de sistemul tău smart, a apărut ceva mult mai nou, mult mai șmecher și vrei să-ți instalezi treaba aia în casa ta inteligentă. Dar în același timp, întrerupătoarele pe care le-ai cumpărat acum 5 ani funcționează perfect, se potrivesc cu designul și nu ai vrea să le schimbi. Păi nicio problemă, dai jos întrerupătorul, scoți actuatorul vechi, îl arunci, pui un actuator nou și păstrezi același întrerupător. Evident, treaba asta funcționează și invers. Să zicem că peste 5 ani ești foarte mulțumit de sistemul tău smart, n-ai avut absolut nicio problemă, dar te-ai apucat să reamenajezi locuința și schimbi întrerupătoarele. Păi, foarte bine, dai jos întrerupătorul auriu, smartul rămâne la locul lui și pui un întrerupător nou, mai auriu, care o să trimită comanda către actuatorul tău smart însă treaba asta cu separatul smartului e mult mai importantă în alte situații. De exemplu, la motoarele de jaluzele, rulouri, draperii, am observat că mulți fac greșeala să își cumpere acele motoare cu telecomandă sau cu smartul gata integrat. Și din acel moment absolut toată automatizarea din casă depinde de acele motoare, fiindcă nu vrei să ai 10 aplicații și va trebui să găsești un sistem smart care va integra și acele motoare care vin cu smartul lor. E mult mai simplu să alegi niște motoare dumb care ulterior vor fi controlate de niște actuatoare care se potrivesc perfect în sistemul tău smart. Un alt exemplu bun ar mai fi încălzirea și mai ales încălzirea în pardoseală. În loc să alegeți un sistem wireless, ultra smart și toate alea, Aș recomanda să faceți o instalație clasică pe cablu cu un centru de comandă cablat și ulterior alegeți termostatele care se potrivesc perfect în sistemul vostru de automatizare. Dacă nu doriți să aveți termostate pe perete, iar e foarte simplu: centrul acela de comandă care îi cablat poate primi comanda pe cablu de la un actuator smart și acel actuator smart să dea comanda în funcție de un senzor foarte micuț, wireless, pe baterie, care îl puteți muta oriunde prin casă. Un ultim exemplu de separare a smartului ar mai fi la automatizarea anti-inundație. În loc să alegeți un robinet de la chinezesc smart cu Wi-Fi, Zigbee, cu ce a fi, alegeți o electrovană care e controlată de un actuator care se potrivește perfect în sistemul nostru de automatizare și actuatorul nostru privește comandă de la divers senzori de inundație. Dacă un senzor detectează apă, acest actuator dă comandă către electrovană și electrovana oprește alimentarea cu apă. Și am ajuns la sfatul numărul 4, care e degeaba încerci să scapi de haburi, fiindcă nu ai să reușești. Da, din câte am observat oamenii sunt cam speriați de haburi, gateway-uri, bridge-uri, care, da, practic sunt aceeași treabă, și încearcă să le evite. Dar din experiență pot să vă spun că de cel puțin un hub o să aveți nevoie, fiindcă Wi-Fi-ul ca protocol de comunicare pentru produsele IoT pe baterie nu e deloc reușit și din cauza aceasta absolut toți senzorii care avem în casă și sunt pe baterie ar trebui să fie Zigbee sau Z-Wave, care au un timp de răspuns mult mai ok și nu mănâncă bateriile în câteva luni, ci ar trebui să țină teoretic vreo 2-3 ani, dar automat au nevoie de un gateway care face legătura și cu Wi-Fi-ul. Chiar acum recent a întrebat cineva pe grupul nostru de Facebook, nu v-am zis de grupul nostru de Facebook, căutați pe Facebook Smart Home România www.smarthome360.ro e grupul nostru de Facebook unde s-a format o comunitate și în general se discută despre smart. Puteți să Puneți întrebări sau să dați sfaturi la cei care pun întrebări, dar totul are legătură cu casele inteligente. Și chiar acum recent a întrebat cineva de ce are delay foarte mari cu niște senzori tuia Wi-Fi puși în scenariu cu becul. Adică omul vrea să deschidă ușa și să se aprindă becul. Însă deschide ușa și se aprinde becul după nu știu câte minute pentru că da, în general tot ce e Wi-Fi și tuia trece prin cloud-ul tuia. Deci prima dată faptul că tu ai deschis ușa ajunge pe internet și pe urmă se întoarce către bec. În timp ce la chestiile Zigbee, Z-Wave, treaba asta se întâmplă de obicei prin gateway. Ok, și dacă toți suntem la senzori, am și un sfat 4.1, dacă cineva în 2021 vă recomandă un sistem cu senzor pe radio 433 de MHz, da? Deci ceva de genul, stai un senzor de mișcare care comunică pe 433 de MHz sau orice produs care are legătură cu RF 433 de MHz. Fugiți de acolo, fiindcă e un protocol arhaic, noul trend e Zigbee Z-Wave și da, nu ar trebui să puneți absolut nimic RF433 de MHz într-o casă smart făcută în 2021. Și am ajuns la sfatul numărul 5, care are legătură cu Wi-Fi-ul. Eu zic că ar cam trebui să ne obișnuim cu faptul că avem din ce în ce mai multe dispozitive conectate, IoT, smart, cum vreți să le spuneți, și că routerele de 200 de lei de la supermarket nu mai fac față. Dacă vrem să avem o casă smart în 2021, ar trebui să avem și partea de rețelistică gândită pentru această casă. Acum, recent, mi-a scris un client că a cumpărat niște întrerupătoare Wi-Fi Tuya Muno de la noi și că aceste întrerupătoare îi strică semnalul de la Wi-Fi și evident că am întrebat ce router are și era ceva de genul. Eu personal anul acesta am renunțat exact la acest router și am trecut pe Ubiquiti pentru că da, m-am lăsat influențat de influencerii care recomandă Ubiquiti și pot să vă zic că am ajuns la ni costuri. Deci un Dream Machine, două switch-uri și două access point-uri m-au costat aproape 5.000 de lei, plus că le-am mai pus și ceva UPS-uri și... da, nu mai știu ce am pus. În orice caz a fost o cheltuială mult mai mare decât dacă aș fi cumpărat trei rutere de astea de 200 de lei, dar pot să vă zic că nici nu se compară cu ce oferă aceste rutere. Și consider că e absolut necesar să se facă o investiție mai serioasă pe partea asta într-o casă smart în 2021. Ok, cam astea au fost faturile. Sper că vor fi de ajutor. Dacă sunteți de altă părere, lăsați un comentariu, nu dați dislike. Și presupun că e absolut evident că aceste sfaturi se aplică pentru un sistem smart wireless. Dacă doriți un sistem cablat, dar nu sunteți 100% siguri, am văzut că din ce în ce mai mulți, pe lângă instalația clasică, trag și un bas magistrală cablu de un sistem cablat gen KNX Loxon. Pentru că... Poate că pe viitor o să te hotărăști să treci la un sistem cablat și o să ai deja cablu prin pereți, nu mai trebuie să spargi nimic, poți doar să achiziționezi produsele respective și să le montezi și să le configurezi. Ok, și acum în încheiere aș dori să vă rog foarte frumos ca în urma acestui clip să nu vă apucați să dați mail-uri și telefoane cu întrebări gen ce conductor să folosesc, dar ce siguranță să pun pe șeliu ăla. Da, pe unde să mă duc cu cablurile și da, alte chestii care nu se rezolvă pe YouTube sau prin mail -uri. Plătiți un proiectant, un electrician care vă face un proiect și îl anunțați să țină cont de aceste lucruri care le-am menționat în acest video. Nimeni nu o să vă facă un proiect pe Facebook sau pe YouTube pentru că pur și simplu nu așa se face. Ok și astea fiind spuse, vă urez un an nou extra smart și fericit!